Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Cercetările efectuate la fața locului, în localitatea Bața, pe drumul național european 17, a avut loc un eveniment rutier în care a fost implicat o persoană de sex masculin ca victimă, iar conducătorul unui auto, turism Skoda, a fost de asemenea un bărbat. În urma cercetărilor am constatat că pietonul ar fi traversat neregulamentar partea carosabilă. Urmează ca cercetările să continue la Poliția Oraș Bocan. Conducătorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.